Mai multe țări europene au introdus o limită de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca și iau în calcul să folosească alt tip de vaccin pentru rapel. Asta după ce s-a descoperit o legătură între apariția cheagurilor de sânge și vaccinarea cu AstraZeneca. Ministrii Sănătății din Uniunea Europeană au încercat să ia o decizie unitară, dar responsabilitatea revine fiecărei țări în parte. Alexandra Fasile, corespondent al Lev News pe Sănătate, a urmărit subiectul. Alexandra, ce țări europene au luat măsuri în privința vaccinului AstraZeneca? Bună, Oana! Germania a fost prima țară din Europa care a anunțat pe 1 aprilie că cetățenii sub 60 de ani ar fi recomandat să primească o altă doză de vaccin la rapel, asta în cazul în care prima doză a fost cu AstraZeneca. Apoi au urmat Belgia și Franța, care vaccinează cu acest ser doar persoanele care au peste 55 de ani. Italia și Spania, de asemenea, recomandă administrarea vaccinului doar pentru cei de peste 60 de ani, iar Marea Britanie a declarat că persoanele sub 30 de ani ar trebui să primească un alt tip de vaccin, asta din cauza reacțiilor adverse. Toată nebunia asta cu AstraZeneca a creat atâtea tensiuni și neliniști în rândul țărilor din Europa. Spunem dacă sunt și state care nu au luat încă o decizie. Da, sunt și astfel de state. Spre exemplu, Finlanda, care a reluat vaccinarea cu AstraZeneca pe 29 martie, însă doar pentru persoanele de peste 65 de ani, acum așteaptă concluziile EMA înainte de a face noi recomandări, iar finlandezii vor merge la rapel de la jumătatea acestei luni. Norvegia va decide și ea până la 15 aprilie dacă va continua vaccinarea cu AstraZeneca sau vor folosi alte tipuri de vaccinuri pentru rapel, iar în România urmează să primim astăzi recomandări din partea coordonatorilor campaniei de vaccinare. Bună, Alexandra, dar ca să ne lămurim cât uși de cât, este în regulă să faci prima doză cu un vaccin și a doua cu un alt tip de vaccin? Experții din domeniul sănătății susțin că ținta tuturor vaccinurilor este aceeași, și anume proteina S, adică proteina țepușă, și că serurile ar putea împreună să ajute organismul să lupte mai bine împotriva virusului, însă până în acest moment nu avem nicio dovadă cum că acest lucru va funcționa.